Încă din prima zi, Nicolae Florian a vrut să fie aproape de electorat, așa că împreună cu o parte din echipa de campanie a PNL-ului și cu candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, Nicolae Florian, au mers în cartierul Tineretului. Aici, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al municipiului Giurgiu a stat de vorbă cu oamenii și a vrut să afle cu ce probleme se confruntă aceștia. Avem o echipă bună. Da. Avem un program politic pentru oraș care eu cred că o să vă să mulțumească și pe dumneavoastră și pe cât mai mulți giurgiuveni. Așa. Avem în echipă consilieri care sunt profesioniști, au experiență, au demonstrat că pot și o echipă frumoasă. O să... Să dea Dumnezeu să faceți așa cum spuneți. Sigur, așa trebuie să facem, da? Da. Și o să, zilele astea o să revenim în cartier și o să mai discutăm pe teme de program electoral. Da. Sunt foarte multe lucruri care vreți să le facem inclusiv la dumneavoastră aici în cartier. Unde? La noi pe Oinac? Acolo ați fost în blocurile turn? Venim și în blocurile turn, venim peste tot, da? Venim, o să fim și la dumneavoastră și peste tot. Bine, da? Vă mulțumesc. Vorbim acolo de lifturi, da? Trebuie să facem reparații capitale la lifturi. La lifturi, da. Sunt foarte multe proiecte europene pentru anvelopare și nu numai, da? Da. Proiectele astea nu înseamnă numai anvelopare, înseamnă și alte probleme. Cu repararea subsolurilor, așa cu repararea e, da. Acoperișilor, da, teraselor. Asta, da. Da? Vorbim și de lifturi, vorbim de mai multe, da? Și inclusiv de rețele de apă, de ce mai aveți dumneavoastră, canalizare. Da, rețelele de apă s-au rezolvat. Dacă s-au rezolvat, vorbim. Și cu liftul este problemă. Sigur, da? Da, da. Să trăiți, la revedere, să trăiți, tată. Vă întreb, nu vă întreb, dar subsolurile au fost reparate? Au fost, da. Și cine a venit? Nu știm cine. Niște băieți, nu știu, cred că de la dumneavoastră. Păi asta înseamnă că am venit, nu? Da. Nu? Da, au făcut, au făcut, curat, au făcut ale. Și a fost bine? A fost. A fost un exemplu pozitiv, nu? A fost, da. Pentru asta, de asta am revenit și o să mai revin, să vă salut, să rămână. Să vă salut și să vă rog doar atât, să fiți atenți la ce se întâmplă în această lună a campaniei. Da, electorale. Da, știm. Păi oricum suntem trecuți la dumneavoastră. Eu am fetița la dumneavoastră, duminica o aduc. Veniți la programul? Da, da, da. Ăla da. Nu e bun programul? Da, ăla? Foarte bun. Păi ăsta cu subsolurile, bun. Ăsta cu copilașii, bun. Pentru dumneavoastră facem curățenie să îndrige mai mult primăria aici, în fața blocului, n-ar fi mai bine? Păi este corect că e bine. Da, să... Ne-a mai promis Barbu așa și n-a mai făcut nimic. Nu Barbu, nu suntem echipa lui Barbu. Așa e, da, a promis multe și n-a făcut nimic. Nu trebuie prea mult aici, trebuie și nouă parcare. Așa mă, doam, așa mă, doam. Pe mașini care cum vine înainte și așa. Și poate ne face și nou parcul ăsta frumos pentru copii. Ne să plimbe și copiii noștri, să mergem la umbră acolo, că a fost frumos, dar de ce dacă nu e de dacă nu e păzit, e devastat, e clar. Deci cu ochii noștri s-a devastat. Eu vă asigur că parcul ăsta de aici e programul nostru. Îi mulțumim. Vă mulțumim pentru că ne-ați ajutat să faceți ca aici. Să rămână. Știți de ce am venit? Da, cum să nu vă cunosc. Eu am venit doar să vă salut acum. Că așa zice, un om care vine să roage pe cineva să-i dea votul, prima dată să-i arate că e vrednic și după aia să vină să ceară. Da? Eu doar am venit să vă salut. Da, și ne pare foarte bine. Da. Noi vă mulțumim că ne-ați ajutat să facem scara aici. Dumneavoastră știți câte proiecte frumoase avem noi, echipa asta noastră? Nu știu, nu? Nu știu. Ei, hai să vă spun unul din ele pentru tineretul. Continuăm să reparăm subsolurile la blocuri. Continuăm programul ăsta cu anveloparea blocurilor, dar nu dăm jos tot ce ați băgat plută. Găsim alte soluții, pentru că nu trebuie să muncim de două ori. Da? Noi, oricum nu. Păi, vedeți? Și trebuie să ne gândim și la etajul 4, cum putem să-l ajutăm pe etajul 4 să hidroizolăm. Trebuie să găsim și alte soluții, să băgăm și noi, măcar apă caldă vara. Alături de Nicolae Florian au fost și oameni care au ținut să-și arate susținerea față de candidatul PNL la primăria Giurgiu. Am încredere în domnul deputat. Am încredere pentru că am văzut proiectele, îl cunosc ca om și cred că proiectele sunt benefice pentru această zonă care în ultima perioadă a fost defavorizată. Vreau să transmit un mesaj cetățenilor din Tineretului și nu numai. Sunt alături de domnul Florian.
pentru că este un om credincios, un om care a ajutat călugării de la Muntele Athos, un om care ajută cetățenii orașului și un om care este alături de oameni. Am mare încredere în domnul Florian Nicolae și vreau ca toți cetățenii localității Giurgiu să-l voteze, pentru că domnul Nicolae Florian a făcut ceva pentru Giurgiu, chiar dacă dânsul nu a fost primar. Votați Nicolae Florian! Chiar dacă în prima zi de campanie Nicolae Florian a ales cartierul Tineretului, acesta le-a promis giurgiuvenilor de aici că va reveni printre ei și în zilele următoare, fie în funcția de candidat, ori de primar.